noi tot la telefon vorbim. Gheorghiu Șebedece, prefectul județului. A, îmi pare bine, Monica Hăniție. Sărmâine, Cornel Nană, încă directorul liceului Mirea. Aolo, de ce Săruna încă? Sărmâna Costel Bursan, consilier. Că nu-i pe viața asta, de asta. Normal, nimic nu este veșnic. Da. Ziua! Sărmâna, bine ați venit la Focean. Bine ați venit la liceul Mirea. Da. Bine v-am văzut. Sărmâna. Mă bucur să vă revăd. Dar cum crezi? Cum crezi că reușim, nu? Cu ajutorul cui? Cu ajutorul cui puteți reuși? Cu ajutorul lor? 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 Vă deja că purtați mască, sunt moniță, că vă dezinfectați, vă spălați des pe mâini, da? Și păstrați o distanță față de colegi, da? Și în felul acesta rămâneți sănătoși și veniți la școală alături de profesorii voștri. Ne aflăm astăzi aici pentru un eveniment care cu siguranță va marca istoria liceului Unirea. În acest sens ne-a venit ideea, și am stat de vorbă, ideea este mai veche, de a crea și, vă spun drept și sincer, și din ideea de a descongestiona școala, de a crea un loc în care să adunăm toate laboratoarele din școală și să mutăm, să facem din biblioteca, prima bibliotecă din județ, prima bibliotecă școlară, ajuns acum la vreo 40.000 de volume, dacă nu vreo 45. Visul nostru ăsta era să avem niște o clădire cu toate laboratoarele, în care, de exemplu, la chimie, să avem și partea de chimie aplicată în știința materială. La fizică, să avem noțiuni de fizică aplicată, pentru că vorbeam cu un fost elev al nostru, acu șef de lucrări la electronică în București și spunea domnule profesor, când vin la București nu știu să facă nimic în laborator. Alminte studenți cu medii foarte mari de admitere. Ne-am gândit că este nevoie să facem laboratoare de biologie performante. An de an peste 30 de elevi din liceul nostru sunt admiși la facultățile de medicină. În condițiile de acum vorbesc, în care admiterea este foarte grea. Ei n-au posibilitatea, n-au microscope performante, toate lucrurile pe care le fac cu pasiunea lor, care se întâlnește într-un mod fericit cu pasiunea profesoarelor. Așadar, ăsta erau niște aspecte. Ce apare nou în toată această idee că este că avem echipe de robotică, nu avem laborator de robotică, nu avem dotări necesare, sunt la toate aceste echipe de robot, sunt lucruri fixe, inventarul de bază și chestii care trebuie actualizate permanent și care costă evident, asta este problema lor, să-și facă rost de finanțări. Și am pus acolo și două laboratoare de robotică. Noi avem trei laboratoare de informatică în școală. Ultima lor upgradare a fost în anul 2008. Le întreținem cu greu și este evident că telefoanele tuturor elevilor sunt mai performante decât calculatoare. Este și motivul pentru care, în momentul în care aud că trebuie scoase calculatoarele din școală, telefoanele, mă strâng puțin așa, în ultimul timp decât cu școala online, însă n-am mai auzit chestia asta că trebuie renunțat la telefon. Astea sunt lucrurile pe care ni le dorim. Ne-am mai dorit o sală de conferințe multifuncțională, pentru că noi am gândit că acest centru trebuie să fie mai mult decât un loc în care se duc elevii să-și facă laborator. Vreau să vă felicit, domnule director, și pentru discursul pe care l-ați ținut. A fost emoționant.
și am privit aici tot ceea ce ați prezentat dumneavoastră mai devreme. Este sintetizat în istorie, ați prezentat istoria acestui liceu, ați vorbit despre personalitățile care au trecut prin spațiul școlii, ați vorbit despre performanța elevilor dumneavoastră care sunt astăzi alături de noi și felicit și eu și mă plin în fața profesorilor și în același timp, tradiția, viziunea, de fapt, înseamnă viitor. Iată că astăzi s-a semnat aici un act important care vorbește, de fapt, despre viitorul acestui Colegiu Național. Un Colegiu Național de tradiție, centenar, așa cum ați spus și dumneavoastră, un colegiu în care unirea face puterea. Unirea, și dacă vorbim despre unire și vorbim despre viitor și despre viziune, suntem la începutul unui an școlar, un alt fel de an școlar, din păcate, într-o situație dificilă. Ne aflăm în fața unei provocări, pentru că începem un an școlar în care fiecare dintre noi trebuie să respectăm anumite reguli de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. Dar, așa cum spune și deviza dumneavoastră, împreună, unindu-ne forțele, putem să trecem și peste acest moment dificil. Copiii își doresc să revină în spațiul școlii. Noi, profesorii, ne dorim să fim alături de ei. Împreună, putem face din acest an școlar altfel să fie unul de succes în care să avem și performanțe, dar în același timp să rămânem sănătoși, să fim în siguranță și să facem școală așa cum știm noi mai bine.